Sa imaginam un match de fotbal in finala de campionat. Una dintre echipele face, trage de 50 de ori in poarta adversară. De 20 de ori mingea este luată de porter, de 15 ori mingea este lovește stâlpul și de 15 ori mingea lovește bara orizontală. Cealaltă echipă face o singură tragere la poartă, dar face gol. Cine câștigă? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum de ziori mi se spune, omul care aduce performanță. Și astăzi chiar vreau să vorbesc despre aspectul cel mai important în fiecare gen de performanță. Adică identificarea un lucru pe care eu numesc foarte pompos factorul critic de succes. Adică fiecare activitate astăzi a devenit așa de complexă, are atâtea componente, are atâtea aspecte, că este foarte ușor să pierzi din vedere care este într-adevăr scopul, care este obiectivul, ce într-adevăr determina performanța. Dacă vorbim tocmai de fotbal, e clar că avem de făcut cu uniforme, cu sponsorizare, cu locuri pe stadion, cu fetele care sunt înainte meciului, cu o mie de chestii, cu bilete, cu promovare. Dar esența jocului e una singură. Mingea trebuie să intre în poarta adversarului. Degeaba spun că eu am făcut 50 de trageri, că am lovit, că e strategia mea cea mai bună. Punct. Există un singur factor critic de succes și la sfârșitul este cât de ori mingea ta a intrat în poarta adversară. Punct. Tot restul e frumos, e necesar, trebuie luat în calcul, dar nu are relevanța față de cel factor critic de succes. A nu identifica corect factorul critic de succes este motivul pentru care mulți se forțează, pun în strategie aparente câștigătoare și nu reușesc să obțin nimic. De exemplu, acum câteva zile mi se pare că am vorbit tocmai de problema de efectul yo-yo cu dietele de zlăbire. Tocmai pentru că lumea crede că factorul critic de succes este greutate, sunt kilograme. În schimb, dacă te amintești, am explicat, nu, pentru că kilogramele contează, dar dacă sunt kilograme de grasime e una și dacă sunt kilograme de mușchi e complet diferent. Deci, să te focuzezi pe faptul că pierzi greutate poate fi o greșeală foarte mare și foarte periculoasă. Vrei să dai jos 5 kg într-un weekend, nu mânca nimic și nu bea nimic și poate face o saună. Desigur, dai jos 5 kg, dar e apa. Care este beneficiul? Ok? În mii de alte situații, în business, dacă nu identificăm acest factor critic de succes, riscăm să pierdem o groază de timp în mii de situații, făcând eforturi în niște direcții care nu ne dau nici un beneficiu. Tocmai ieri am vorbit despre faptul că clientul are mereu dreptate. E bine, ce spun astăzi nu este decât o variantă de ce am spus ieri. Clientul are mereu dreptate. În ce sens? Că realitate, că este clientul nostru, are mereu dreptate. Ce vrem noi, ce credem că este important, ce am făcut, nu contează. La un moment dat, dacă eu mă duc la vinătoare, ce contează cât de ori am tras, ce contează cât de ore am stat la pânză să aștept prada, ce contează cât de bun sunt în a urmări urme. Tot ce contează este cu ce mă întorc acasă. Pentru că dacă am făcut tot bine și mă întorc acasă cu nimic, asta este rezultatul. Clientul meu, în sensul ăsta, realitate, mi spune, nu ai făcut bine. Poate a fost ghinion, poate justificare, dar uneori, asta zic, uneori ne pierdem în mii de situații care sunt, așa zise, victorii sostitutive, adică înlocuiește o victorie cu altceva de care te lauzi, dar pe care pierzi complet din vedere scopul adevărat.
Deci, dacă este ok, într-adevăr, a performanței în fiecare domeniu, în business, în relații, în sport, pe partea fizică, pe orice domeniu, este a găsi care este acest factorul critic și să găsim o metodă de a-l măsura, pentru că e singura cale de a înțelege dacă facem bine sau nu. Dacă nu riscăm să punem eforturi și timp și strategii pentru a alerga după ceva care nu ne va duce niciun beneficiu în afară de oboseală și frustrare. Să nu fie așa. Caută atent acest factorul critic de succes în activitatea pe care o desfășurezi. O zi bună în continuare!